Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Astăzi îți vorbesc despre câteva reguli de urmat înainte și după vaccinarea bebelușului, indiferent că e vorba de vaccinurile obligatorii sau de cele opționale. În primul rând, copilul trebuie să fie perfect sănătos pentru a putea fi vaccinat. De aceea, înainte de fiecare vaccinare, medicul pediatru îl va consulta. Nu trebuie să te îngrijorezi foarte tare dacă se decalează data stabilită pentru vaccinare, din cauza răcelii copilului, de exemplu. Multe vaccinuri pot fi administrate și la câteva săptămâni, după data prevăzută în calendarul de vaccinări. Este și cazul fetiței noastre, pe care am vaccinat-o aproape de fiecare dată cu o întârziere de o săptămână, uneori chiar 3. De asemenea, e indicat ca cel mic să fie odihnit și să fie mâncat. Cam astea ar fi regulile de care să ții cont înainte să-l duci pe copil la vaccinare. La plecarea din cabinetul medicului, acesta te va ruga să monitorizezi cu atenție starea micuțului și să-i verifici constant temperatura. Febra este una dintre cele mai întâlnite reacții la vaccin și un semn că organismul reacționează bine. Nu se recomandă însă administrarea de antitermice preventiv, ci doar dacă cel mic face febră. De asemenea, trebuie să ții cont de faptul că după vaccinare, cel mic ar putea deveni agitat, chiar nervos, uneori somnoros și fără poftă de mâncare. În afară de monitorizarea temperaturii, unii medici recomandă să nu ieși cu cel mic la plimbare în ziua în care i-ai făcut vaccinul, iar unii spun chiar să nu-i faci băiță în acea zi. Am primit și eu aceleași sfaturi la fiecare vaccinare, deși nu le-am respectat chiar de fiecare dată. Pe scurt, orice copil ar trebui să fie sănătos înainte de vaccinare și supravegheat cu atenție după, pentru a observa eventualele reacții. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!